Întemeiat în jurul mănăstirii lui Mihai Cantacuzino, orașul Sinaia are un farmec aparte ce amintește de vechile legende ale bucegilor. Mi s-a părut ceva extraordinar. Și acum am în minte, vag, bineînțeles, este un pat de timp, momentul acela când am auzit prima oară corul. O surprinde și așa, cum vorbeam de și de Engel, îngerii. Nu ratați, duminică, la Realitatea Spirituală, o ediție de suflet cu George Grigoriu și academicianul Bălăceanu Stolnici, cel care își dezvăluie în premieră amintirile de acum aproape 93 de ani, precum și episodul care l-a influențat pentru totdeauna. Și asta m-a marcat toată viața mea, când mă duc în curtea bisericii de la Sinaia, văd biserica și aud îngerii cântând.